Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Jucăm Dublu sau Nimic în deșteptarea. Știm sigur că astăzi avem un premiu care poate ajunge la 800 de euro. Am aruncat așa o privire pe întrebări și premiul e la îndemâna oricui în această dimineață. Elena din București ni se alătură. Bună dimineața! Bună, Elena! Bună dimineața! Bine ai venit! Ce faci? Bine v-am găsit la serviciu! Cu ce te ocupi? Lucrez în achiziții la o companie privată. Ai auzit indiciu de mai devreme? L-ai pierdut? Literatură, secolul trecut, nu? Literatură? Yes! Simplu! Să știi că e simplu, e simplu, e simplu de tot. Foarte restrânsă literatura din secolul trecut. Poate fi orice acolo. Da, ești cu colegii? Sunt cu colegii, da, ne-am strâns tot de aici. Câți? Aoleu. Câți sunteți? Suntem câțiva. Pro. Hai să vă auzim pe toți, toți, ziceți ceva. Este. Nu prea ați mâncat în dimineața asta. Ne-au luat banii. S-au dus banii. S-au dus. Cine e cel mai bun pe literatură în gașca ta? Cine e cel mai bun pe Google? Circuit scurt. Bine. Ia zi, Luca, cum facem? Și de asta e cu 6 secunde. Ca să preîntâmpinăm situații de genul dactilo. Elena? Da, Elena. Dimineață, de la ce oră ai început să ne asculți? De dimineață, de la... Nu, era 8:30, era aproape. Era de 9, cred. E alt gen de dimineață decât noi. Pe la 7. Când am început noi a mai fost un indiciu, practic. O să spun când va veni vremea. Dacă n-ai ascultat știrile de la 7, oricum, cu atât de mulți colegi, puțin probabil să nu câștigi premiul cel mare astăzi. Dar mă rog, asta depinde de voi, de cum vă organizați. Știi foarte bine regula. Tu trebuie să dai răspunsul, da? Să nu se audă strigat de vreun coleg, că nu ține în cont de el. Bine, Elena. Hai să începem. 100 de euro. Întrebarea de încălzire de astăzi pentru 100 de euro vine de la George Zafiu din București. Uite, eu de ce nu? Ia să îmi dai să pun și eu. Trebuie să pui oricând acolo. E deschis pentru oricine să contribuie. Așa. Cum se numește seria de filme în care Arnold Schwarzenegger interpretează rolul unui android venit din viitor? Terminator. Terminator. Da, 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 s-a înțeles, dar auzim, dar trebuie să lăsăm să curgă timpul. Nici n-a dat ocazia vreunui coleg să-i răspundă. A venit jap. Întrucât poate te sucești. Zine o replică din Terminator care ți-a plăcut mult. Terminatorul. Păi, poți să spun? I'll be back. Hasta la vista, baby. 100 de euro pentru Elena, bravo! Felicitări! Mulțumesc! Am trecut de categoria filme. Flori, fete sau băieți? Încă avem literatură în jocul nostru. Literatura e și a la locul ei. Spune-ne, Elena, dacă mergem mai departe. Mergem. Sigur că da, păi cum nu? A fost atât de sigură pe ea încât nici nu-mi imaginez că n-ar merge. Păi am suport aici, am în vedere ce? Pluton de specialiști ai acolo, cum altfel? Poate vine vreun șef și sparge gașca. Ia treceți mult la birouri, ce faceți? E și șeful cu voi? Nu. Ai, vezi? Dă-i că-mi place. 200 de euro. Iar acum, Elena, urmează știrea, întrebarea despre care spuneam că am avut un indiciu cumva indirect la știri, azi dimineață la 7. Elena, spune-ne pentru 200 de euro, împreună cu colegii, ce sport profesionist a practicat Andrei Pavel? Tenis cu paleta. Ce înseamnă să ai un coleg? Da, bine, mă. Bine, Fan Hănescu. La momentul potrivit. Concursul de azi e gata, a rămas fără bani, suntem varză. Concursurile astea pe echipe ar trebui să aibă un grad de dificultate, se pare. Asta zic. Să fac niște... Cum îl cheamă pe colegul care ți-a suflat? Sorin. Bravo, Sorine! Bravo, tati!
Ai 200 de euro, Elena. N-a fost grea întrebarea, dar vezi, dacă era Elena acasă sau în mașină, o încurcam aici. Ia zi, Elena, ai fi știut? Fii sinceră, că oricum banii ai câștigat. L-ați uitat pe Andrei Pavel, prima racheta țării. Atâția ani de zile. Toată lumea era fan Hănescu. Se spunea Cneazul. Eu eram cu Hăne. Tu da, erai caz aparte. În fine, Elena, mergem la 400, da? 400 cu literatura. Pardon? 400 cu literatura. Nu știm. Suntem, literatura e în continuare în concurs. Poate fi întrebarea a treia sau a patra. Da. Nu-ți place sau îți place literatura? Mergem mai departe. Sunteți 8 oameni acolo, pe bune? Da. Nu, dar stai puțin. Și cu sergentul 10. Nici o emoție. Da, și cu sergentul 10. Dar că nu m-am prins. Aștepți întrebarea cu literatură sau mai degrabă nu? Mergem la întrebarea 3. Hai. O fi literatură. 400 de euro. Elena, întrebarea a treia pentru 400 de euro este din literatură. Da. Ați luat toți pic și hârtie să pun întrebarea? Scrieți un eseu de două rânduri. Elena, pentru 400 de euro, spune-ne cine a scris romanul Enigma Otiliei? George Călinescu. Mă, ce emoții stă acolo. Va pica la bag vreunuia? George Călinescu. Ei, nu? Nu este sigur? Stai mă, că încă se dezbate acolo. Ce dezbat colegii tăi? Optim? Ce dezbat colegii tăi? Că am văzut că e gălăgie acolo. Ce la ce, de la ce s-au luat? Sigur, asta e varianta corectă. Dar spune-ne ce alte variante, ce alte variante ați avut. Nu, doar asta era. Nu a, cred. Doar, la Călinescu acolo, dar nu mai știam cum îl cheamă. Da. Gândea să-i zici Florin. Florin! Florin! Eleno! A început petrecerea în birou. Lății! Ai 400 de euro! Yay! Mai avem un pas. Nu rămâne decât să mai luați încă 400 și aia e. Nu-l mai luăm, ne oprim la 400. Nu cred. Nu începeți cu astea. Ce rușine. Măi, Elena, serios? Ce inimă, nu-i niciună. Da, sunteți 8 oameni acolo. Da, e o oportunitate unică. Da, serios. Nu, rămânem la 400. Ce greșeală. Ia să voteze lumea. Ceva aiure. Hai, votează. Să voteze și tu, ia, tu ai drept de veto. Dar pune-i să voteze. Sunt curios, pe bune, cinstit. Cum votează oamenii? Da sau nu? Te rog. Auzi că eu decid că pe mine m-ați sunat. Da, știu că tu decizi. Păi da, dar noi suntem curioși care este decizia, care ar fi decizia publicului. Vot consultativ. Deci, colegii Elenei, vă rugăm votați. Să continue, să ridice mâna cei care vor să continue. Hai. Și fii atentă ce spun eu. Tu ai vrut să te oprești la 400. Poți să negociezi. Discuți cu colegii, ăștii la 400, dacă îi câștigați, să-i împarți cu ei, dacă tu oricum ai vrea să te oprești. Serios. Iar te bagi, mă, zici de mine că mă bag în calcule. Dar nu acum începem calculele de la zero. Nu ești afară să se oprească. Ești afară. Așa. Care e rezultatul votului, Elena? 1. Nu cred. Da, restul nu. Vă e frică de Elena? Care-i treaba? Auzi, cred că Elena e șeful, de fapt. Elena, fii atentă. Îți lăsăm 5 minute să te gândești. Da, n-avem încotro, trebuie să luăm pub aici. Tu ascultă-mă ce spun, că până acum de câte ori am dat sfaturi participanților, hai, s-a dovedit că am dreptate. Mergeți mai departe, că luați banii. Hai că ne întoarcem peste 5 minute, da? Cu decizia ta. Europa FM, 9:51 de minute. Ia să auzim. Elena. Da. Mai ești acolo? Hai, stai, că nu. Asta e de la mine, mă iertați. Te-ai hotărât? Da, ne oprim aici. Nu, că te-am simțit din ton. Ești negativist. Dar nu înțeleg colegii aia ce fac. Atâta echipă de oameni. Și v-am spus că eu și... Deci, eu pot să pun pariu, mă scoateți la o bere. Pot să știți răspunsul repede. Asta este, ne asumăm riscul. Să-mi dați o bere? Nu. Oricum, avem un câștig. Ok. Bine, acestea fiind spuse, felicitări, 400 de euro, Elena din București ne-a luat banii în această dimineață, bravo! Mulțumim! Cu plăcere! Felicitări! Să vă bucurați de ei! Nu înțeleg de ce n-aveți curajul să mergeți până la capăt.
Nu vor bani, domnule. Se câștigă bine în domeniul achizițiilor azi la voi acolo. Dacă Elena e șefa... Nu e șeful, nu e. Ăștia-s banii... Păi nu e, de ce nu e șeful? Că ce e ea șefa. E, ce mai e 400 de euro? Da, ăștia-s banii de weekend. Hai să ne concentrăm, mai avem un minut, să vedem dacă ați fi răspuns sau nu. La ultima întrebare, la ultima de 800 întrebare. De euro. Eu sunt tare curios dacă ați fi răspuns sau nu. Sunt 800 colegi... de euro. Sunt toți colegii pe poziții? Am plecat dezamăgiți, zic. Hai, citește întrebarea, că eu cred că știe Elena. Un moment, câți mai sunteți acolo? Vreo 5, poate. E clară situația, câștigați 400. Uite cum ai fi câștigat 400 de euro, Elena. Răspunzând la această întrebare atât de simplă, cine a fost fondatorul și primul președinte al Republicii Turcia? A zis colegul. Bine colegul. A zis bine colegul. Să-i dai o bere fără alcool colegului. Nu, dar ce-i de râs? Adică da. N-am prins-o pe asta. Zici că m-am zis un banc. Ce v-a amuzat? Elena. Stai că s-a uitat. Da? N-ați luat în serios concursul. Asta, întrebarea din afara concursului, că l-am auzit pe coleg când a spus. Da, da, acum, la final a zis, da. Dar voi râdeați, vă tăvâleați pe jos de râd. Dacă era în concurs, nu râdeai și luai 400 de euro, îți spun eu. Da. E, vezi? Elena, faceți-vă un selfie cu toți colegii, dacă poți să-i mai strângi o dată și o să vă rog și cu Marcela. Trimite-ne și nouă o fotografie să arătăm tuturor cine a câștigat 400 de euro în dimineața asta. Da, acum, repede, cât sunteți bine dispuși. Da, da, da. Mulțumim, minute, felicitări. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.